tensiune înfiorătoare în Balcanii, la doi pași de România, după ce mai multe țări au fost devastate de furtuni violente și grindină cât pumnul. Ciocnirea dintre aerul fierbinte din sudul Europei și un val rece coborât din nord a provocat din senin vijelii cumplite care au lovit Croația, Serbia, Slovenia și Bosnia. 6 oameni și-au pierdut viața în urma urgiei. Iisuse, Boże, dragi! Zeci de oameni au fost răniți din cauza vântului puternic și a ploilor abundente care au lovit țările balcanice. Este a doua furtună în două zile care mătură Balcanii și, potrivit meteorologilor, e deosebit de puternică din cauza perioadei recente de vreme caldă și uscată în regiune. În capitala Croației, Zagreb, doi oameni, un bărbat de 50 de ani și altul de 48 de ani, au murit după ce au fost loviți de copaci căzuți. Totodată, un pompier croat a murit și el în timpul furtunii. Printre victime s-ar mai număra și o altă persoană în Croația, una în Slovenia și una în Bosnia, tot în Zagreb. Un bărbat de 36 de ani a fost grav rănit după ce o macara de construcții s-a prăbușit. Autoritățile sârbe au declarat că echipajele de urgență au salvat 40 de persoane și au stins 20 de incendii cauzate de tunete și fulgere. Oficialii au avertizat că în următoarele câteva zile sunt posibile mai multe furtuni înainte ca următorul val de caniculă să lovească regiunea balcanică. Furtuna vine în contextul în care Europa de Sud continuă să se confrunte cu o arșiță devastatoare. Pompierii din întreaga Uniune Europeană se îndreaptă spre Grecia, în timp ce țara se luptă cu incendiile de vegetație. Depășiți de situație, grecii vor primi ajutorul la încă 230 de pompieri din România, Polonia și Slovacia. Israelul s-a angajat de asemenea să trimită două avioane de stingere a incendiilor pe lângă cele patru avioane italiene și franceze aflate în uz în apropierea Atenei. Serviciul meteorologic din Grecia spune că există un risc mai mare de incendii din cauza căldurii intense din această săptămână. Se estimează că anumite părți din sudul Greciei vor atinge 44 de grade Celsius până la sfârșitul săptămânii. Organizația Mondială a Sănătății a avertizat că sistemele de sănătate sunt supuse unei presiuni din ce în ce mai mari din cauza căldurii extreme care a luat în stăpânire emisfera nordică. Organismul Global de Sănătate a cerut guvernelor locale și naționale să identifice persoanele cele mai expuse riscului de căldură extremă, iar spitalele ar trebui să se asigure că au un plan de acțiune în vigoare pentru viitoarele valuri de căldură.